ziua putem începe. Doamna Sanciu, care a fost adresă președinte pe 3 luni, este în concediu de odihnă. De asta, pe punctul 1, este alegerea unui nou președinte, doar pentru ședința aceasta. Dacă îmi dați voie să fac eu prezentarea la început, prin discuția primarului 182 din 2016, în temeiul articolului 133 și 134, transliniat cu limitarea A și A, a fost convocată ședința ordinară. La această ședință participă 11 consilieri. Sunt absenți domnul Busuioc, Săvoiu, Oprea, Stoica Negru și Menintea Marian. Ședința este legal constituită. Vă rog să vă... În momentul în care aveți un interes în problemele suscite de spate, să vă abțineți de la deliberare și adoptarea hotărârii. Și dacă vreți să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Cine e următorul? Da, dar nu pentru luna asta, că luna viitoare este... Numai pentru asta. Domnul, dacă vreți să vedeți acum. Domnul Magdalina. Bine, mulțumesc frumos și pentru alegerea și pentru... Da. Declar de ședința deschisă și dăm citirii ordinii de zi, da? Avem astăzi 1, 2, 3, 4, 5 puncte, ordinea de zi, aprobarea a procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Legiu din 18.05.2023 și a procesului și aprobarea procesului al ședinței. Două ședințe. A Consiliului Local Legiu din 8.06.2023. La punctul 2 avem proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință de guvernament. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelui pe care îl va percepe serviciul public de salubritate Ilegiu de la utilizatorii casnici și non-casnici de pe raza comunei Ilegiu privind activitatea de colectare, transport și depozitare deșeuri solide. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Ilegiu și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții la 30.03.2023 și la punctul 5, diverse. Supun spre aprobare, cine este pentru? Abțineri, împotrivă, mă mulțumesc, cu unanimitate. Dăm citire proiectului numărul 1, aprobarea a procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Legiu din 18.05.2023 și aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Elegiu din 8.06.2023. Cine este pentru, vă rog? Abținere împotrivă, vă mulțumesc, unanimitate. Proiect numărul 2, să fie realizat. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pe care va percepe un serviciu de salubrizare Elegiu de la utilizatorul casnici și non-casnici de pe raza comunei Elegiu pentru activitățile de colectare, transport și depozitare deșeuri solide. Aici ați văzut dumneavoastră în proiect, avem o modificare de la suma de 7 lei la 8 lei pe casnic, o diferență motivată datorită creșterilor din ultima perioadă, încă cu un leu nu știu cât acoperim, dar sperăm că în felul ăsta reușim să acoperim cheltuielile pe salubritate, încât să nu mai fim nevoiți să suplimentăm de la bugetul local. Sperăm. Vom vedea, zicem că e o mărire cu bun simț, adică de necesitate, nu de moft, nu de nimic altceva. Supunem la vot cine este pentru, sau dacă sunt discuții cu proiectul ăsta, mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate, vă mulțumim. Trecem la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Ilegiu și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții la 30.03.2023. La proiectul ăsta, dacă avem ceva discuții înainte sau întrebări? Este un proiect de informare, atunci, cum spune legea 273. Eu am care să vă duc un pic contat, da. Spuneți. Să avem lucrurile totale aprobate la 30.03.2023 au fost de 2.660.300 lei, încasări de 4.613.566 lei,
reprezintă un procent de 173,4%, dar ele sunt influențate de transferul excedentului din anul precedent în secțiunea de dezvoltare. Veniturile secțiunii de funcționare sunt de 2.354.300 aprobate, iar cele realizate de 2.804.440, respectiv 119.12%. Aici putem vorbi de o încasare suplimentară față de ce este aprobat. Iar la venitul secțiunii de dezvoltare, pentru primul trimestru a fost aprobat 36.000 lei, iar cele realizate de 1.820.000, însemnând 591,2%, dar este influențat de transferul excedentului din anul precedent. La cheltuieli, cheltuielile totale aprobate au fost de 3.294.257 lei, iar cele efectuate în 1.675.413 lei, realizarea în procent de 50,8% cheltuieli. Iar pe cele două secțiuni, cheltuielile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 2.075.257 lei, iar cele efectuate de 1.460.017 lei, deci un procent de 70,3% din perioadele definitive. Iar cheltuielile secțiunii de dezvoltare, aprobate au fost de 1.219.000, iar cele efectuate de 215.376 lei. Deci un 17,6% din perioadele definitive. Fiind vorba de primul trimestru, cheltuielile cu investițiile au fost de la început. Își contul de execuție la 30.03.2023 înregistrează un excedent de 2.937.153 de lei, din care la secțiunea de funcționare 1.244.429 lei, iar la secțiunea de dezvoltare 1.393.724 lei. Pentru serviciul de salubrizare, veniturile aprobate pe primul trimestru au fost de 97.100, iar cele realizate de 111.452 lei, cheltuielile aprobate de 97.100, iar cele efectuate de 68.148 lei. Înregistrează un excedent la primul trimestru de 43.304 lei. Da, față de cele prezentate, dacă avem discuții sau altceva, mă rog frumos, da, doamna Teboc? 71% procent cheltuieli pe primul trimestru anul de funcțiune de funcționare. Deci în primul trimestru, 3 sferturi din buget, primul trimestru, nu, nu, nu. Pe 71%. Dar nu din bugetul total. Nu, din secțiunea de funcționare. Funcționare, dar din primul trimestru. Deci cifrele sunt raportate la trimestru 1, au fost aprobate. Deci din suma alocată pe primul trimestru sau? Deci am aprobat în secțiunea de funcționare pe primul trimestru 2.755.257 lei, iar efectuat a fost de 1.460.017 lei. Așa. Deci, vă rog să faceți o proporție între 71% cheltuieli la funcționare și 17% la dezvoltare. Cam ce suntem. Da. Pe primul trimestru am avut doar la dezvoltare rămășițe din anul trecut, ce am mai avut de deci plătire. Deci noi, sau mă rog, bugetul este folosit în mare parte pentru funcționare. Cu dezvoltare, mai puțin. Asta este concluzia, da? Probabil la momentul... Nu, dar sunt și capitale distincte, adică e o sumă de execuția la jumătatea anului. Așa a fost la început. 20%. Așa a fost, la începutul anului. E vorba de începerea investițiilor. În momentul în care... Da, așa, deci ținut când s-a votat bugetul, așa era, la dezvoltare, nu știu, pe 30%, 30%. Și la cofor, 7%. Nu știu, jur, de 7%. Sunt mult de zi. Așteptăm mult. Da, la jumătatea anului sigur vor fi. Alte întrebări? Aici nu mai avem, mulțumesc. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotriva cine nu avem, unanimitate. Trecem la punctul 5, diverse. Vă rog frumos, cine se înscrie la cuvânt.
doamna Giavoc. Altceva? Domnul Neatrea, mulțumesc. Doamna Giavoc, vă rog frumos. Și domnul Stoica, da, trei. Domnul Zărnescu. Și domnul Zărnescu, patru. Deschidem gaietul de observație și nota. Doamna Giavoc, vă rog frumos. Da, problemele sunt multe, dumneavoastră probabil știți mai bine. Eu vreau să discut doar două probleme în acest moment și una este legată de apa din satul Răchila. Este o problemă pe care am indicat-o și anul trecut și primărie și executivului și consiliului local pentru adrese. Dar ca de obicei, tot ceea ce problemă nu este luată în seamă ca să nu putem să vă dată cu schidat. Am aflat cu toții că există un program pentru care s-a obținut finanțarea de canalizare. Un proiect. Un program și un proiect pentru care s-a obținut finanțarea, da. Canalizare și apă și în satul Brăila. Mai era unul, n-a fost bun, nu mai discutăm asta. Problema este că acest proiect va deveni sau va fi concretizat, să spunem cam când ziceți dumneavoastră că va fi apă la robinet pe proiectul ăsta. Spuneți dumneavoastră să nu spun eu cel mai curând. Da, dacă tot ați luat cuvântul și sunteți atât de aprofundat în problemă... Și nu sunt aprofundată, vă întreb. Nu, stați așa. Cunoscând și procedura, părerea dumneavoastră dacă avem sursă și cam când trebuie. Părerea dumneavoastră, dar o spun și pe mine. 3 ani cel mai curând. 3 ani cel mai curând. Da, eu sunt mai optimist decât dumneavoastră, nicio problemă. Deci, având în vedere că, și vă spun sincer, să-i mulțumim Bunul Dumnezeu sau cine a făcut să fie așa. Deci este al doilea proiect la nivel de județ ca și finanțare și cred că altfel nici n-ar fi fost realizabil. Dacă procedurile decurg așa cum ar trebui să fie, de bun simț, și mă refer aici și cum s-a mai spus și domnul primar, mă refer la faptul că când o să ajungem la faza de licitație, acolo putem întâmpina niște probleme care nu țin neapărat din noi OAT-ul, nici dumneavoastră Consiliul Local, nici din domnul primar, adică noi nu o să putem face decât să dispunem o licitație, iar în urma licitației, dacă nu vor fi contestații și altele care alea nu mai țin din noi, eu zic că cred că dacă nu, la sfârșit, înspre semestru 3 al anului acesta, în primul semestru sau de la anul, atâta timp cât se poate, vom intra în execuție. Și cu sperând că totul va fi normalitate și vom găsi un constructor de bună credință și să-și dorească și el să facă treaba, că prețul e destul de... Adică zicem noi să fie motivat, că din păcate vedeți-o din experiență și la alte comunități, la alte OAT-uri au scos la licitații lucrări care nu s-au prezentat datorită faptului că au fost subestimate și clar, omul vine și domnule, dacă crede că de acolo nu scot un profit, nu o să mă apuc de execuție, dar avem chiar Bursăneștiul cu asumătare. Clar, după aia s-a făcut o suplimentare. Deci, în principiu, noi sperăm ca spre sfârșitul anului ăsta să începem lucrările, în condițiile în care lucrurile merg și demersurile merg în normalitate, iar de nu, cel mai târziu, cred, să înceapă lucrările în următorul an. Iar așa cum vă spun, ferea Dumnezeu de dăm de un constructor gen care l-am avut la cămin, David, când trage din el să aducă ortii, trage din el să mai facă ceva, ne rugăm și frumos. Adică eu, sincer, vă spun, toate metodele am apelat la constructorul ăsta, încât să finalizăm odată și de dispensarul, doamna Stem cunoaște bine cazul, și cămin. Eu zic, ferească Dumnezeu, mai avem parte de un constructor ca dumnealor, necooperanți, neserioși, nu știu, au și motivele lor. Divagați. Eu vă spun că asta este realitatea, nu vreau să bat din contră. Deci așa, iar în situația în care lucrurile merg, cum ne dorim noi, da? Eu zic că undeva la sfârșitul anului sau după jumătatea anului următor, o să avem robinete deschise. De ce nu? E programul de apă și canalizare, să ne înțelegem. Da? Și apă și canalizare. Da, dar constructorul își face treaba lui. El are un proiect, un program acolo. Că nu va fi în 100%, poate e adevărat, adică nu va ajunge. Dar unde deja s-a încheiat faza de apă și canal, putem da drumul la apă. Pentru că nu o să avem sursa. V-a schimbit 5 ani de zile. Da? Eu nu vreau să mă raportez la un consultor de genul ăsta, doamna cea. Dar vă lucrare de asta. Haideți să fim serioși, bun. Dar ziceți dumneavoastră că este vina noastră? Deci eu spun termen rezonabil 3 ani. Nu este vina mea. A, în totalitate? Deci eu spun 3 ani este un termen rezonabil, dar va fi mult mai mult. Dați-mi și bun, 3 ani. Și 3 ani dacă va fi? Dar dați-mă, vă rog, să termin. Da? Bun. 3 ani, 5 ani, cât va fi? Până atunci.
până atunci, ce vor face locuitorii din satul Revila? Pentru că ei aduc apă de la cât tot zănesc, cu 3-5 km. V-am rugat un lucru esențial și un lucru care nu costă foarte mult și îmi pare rău că nici măcar cei din Plătina n-au susținut acest demers. Curățați, domnule, fontânele care există, mai faceți două fontâne, ajutați un pic populația. Satul Plătina este foarte îmbătrânit. Nu faceți lucruri extraordinare. Sau ați făcut la Deren și la Drăgugești forări și testări de sute de mii de lei, da? De miliarde. Și n-a fost apă, și n-a fost nicio nenorocire. Eu nu am făcut nicio. Nu, executiv, nu le-am făcut nici eu. Așa, nu se poate să faceți două, trei fântâni, să localizați niște puncte, două, trei fântâni, să le curățați pe cele care există, la Vironescu, la intrare în sat, în Munteni, în Mocan, au făcut oameni acolo, dar oricum nu face față, la Ghilănică, să le curățați pe cele care există și să mai faceți unul, două, ca o soluție de avarie temporară, care nu costă foarte mult. Este un lucru imposibil? Nu este imposibil, dar vă spun că cunoscând destul de bine situația și din Brătila, și conflictele din Brătila, adică ei n-au venit aici pe surse private, că nu putem numi altfel, da? Adică sunt zone unde au făcut surse de apă, nu știu, acum 50 de ani, da? Atunci ajută CAP-ul. Nu știu, CAP-ul într-un caz, alții nu. Iar astăzi au ajuns oamenii moștenitori, că nu mai sunt cei care au realizat, în fapt, acele surse, certuri, bătăi, vin la noi să-i soluționăm noi. Noi nu avem nicio putere, vă spun de ce. Unu, unele din acele surse se află în proprietatea omului. Deci, dacă eu fac un abuz să intru acolo, domnule, haide să, nu știu, să intrăm noi, să facem noi bal, bazin sau altceva, nu putem. Doi, că nu avem acceptul lui. Doi, ar fi că traversarea de la punctul respectiv, și nu numai acolo, și în Drăgugești, avem caz de genul ăsta, până la ultimul consumator sau ultimul asociat în înțelegerea aia la momentul ăla, traversează 7 proprietăți. Bineînțeles, ăla s-a văzut cu țeavă la el în curte și are el apă, închide. Fie că e unul, fie că e altul, cunoaștem bine situația. Deci, mai puțin putem fi noi stăpâni sau cei care să decidă acolo. Vis-a-vis de fântâni, aici am putea o încerca fără doar și poate cu acordul celor. Că mulți spun, domnule, dar aici e pe terenul meu, numai că am lăsat eu o suprafață de... sunt chestii din genul ăsta care au apărut acum niște frustrări. Eu zic, eu sunt de acord să cu răspunțarea, dar nu vreau să ia Ion. Sau nu vreau să ia Nicolae apă de aici. Nu există. Nu există, dar există. Eu vă propun, împreună cu niște consilieri cu Trătila, să identificați acele cișmele publice. Da, este la Mironescu la intrare. Nu știu dacă mai... Iar trebuie. Până la momentul ăla, ca să termin și eu discuția, deci până la momentul când vorbim, eu zicem că cea mai rentabilă, cea mai plăcut și mai... cu posibilitatea de a o controla, este această rețea de apă și canalizare. Că atunci, domnule, i-am făcut rețeaua de apă, da, va fi cu... 3-4-5 ani, dar aia ceva? Nu 3-5 ani, domnule. Nu, domnule, dar sunt oameni care sunt văzut care pot controla apă. Ce îmi trebuie? Bun, fac și ei ce face și pur să nești, să fac cineva ce sunt. Nu e așa. Nu este greu, doamne, dar vă mai spun altceva și nu e de minte, ați spus și dumneavoastră știți, dar vreți să aruncați câte noi așa, cu noroi, cu ce vreți dumneavoastră, nicio problemă. Nu, dar nu. Eu vă spun următorul lucru, toată zona Ilegiu, da, și nu numai zona Ilegiu, depinde, avem doar puțuri de suprafață, cu izvoare de suprafață. Iar toate aceste fântâni sau puțuri de suprafață sunt dependente de precipitații. Clar, nu avem precipitații, nu avem apă. Că dacă ar fi precipitații, n-ar mai fi crize de apă. Lumea s-a obișnuit astăzi să mai ude și în grădină, că nu e doar pentru apa din menaj, să-și mai facă mende. Vorbim de cei care sunt legate la acele rețele asociative. Nu despre asta este păi vorba. Despre asta vin oameni la mea și spune, zice, domnule, de vale udă și eu nu m-am nici dispălat. Spune, dar așa vreau mea. Aici sunt barierul care depășește de 10 ori plătesc. Cum se pune la momentul domnul Zărnescu la ala mea? Dar cum poate să-i pune pe rețeaua lui privată? Dar cum poți să-i pune ca pomer? Nu, ea nu regulează acea publică. A, la cea publică, clar, nu se mai face greșeala care a făcut domnul Zărnescu de Drăgugești, nu? O să fie pus la pomer la limita proprietății. Cum poți să-i dai de închidere și tot așa? Dar acum să ajungem acolo la factor. Da! Vis-a-vis de curățarea unor fântâni, nu e nicio problemă. O să găsim pe cineva care e specializat, nu poate oricine și oricum. Sau cineva, dacă vrea să-și asume, să intre acolo, nu, să simțăm într-un nostru. Și cișmea? Nu, 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 n
cumva noi am pus-o țeară mai sus și trebuie să stai să îi izvorească nu știu cât apă până vine și îi izvorăști foarte puțin. A, și își pierde căderea. Da. Tocmai asta spun, asta este ideea. Da, da, e adevărat, a scăzut cu zafriatică. Asta e bună, dar care ar fi de bolul la deal. Trebuie curățat izvorul și curățând izvorul crește și tegutul. Și la o laghilănie. Unde sunt bătrâni. Și sunt unele fântâni care sunt bătrâni. Atunci nu vreți să lucrăm punctual? Veniți dumneavoastră cu lista sau dați-o la cineva. Doamne, uite ar fi aia, aia, așa. În funcție de ne raportăm la necesitatea respectivă, căutăm pe cineva. Eu v-am spus, v-am făcut o propunere. Dumneavoastră sunteți executiv. Dumneavoastră trebuie să rezolvați problema. Într-un fel, dar nu mă aduce la pe cisterna. Eu vă spun că oamenii sunt în vârstă și aduc apă de la 3-5 km. Doamnele aduc de la oamenii. Oamenii în vârstă au fost din totdeauna și vor fi care și dea Dumnezeu să mai fie. Dar nu avem noi. Bine că a scăzut pânza freatică și de la nivel internațional, doamne, nu la nivel de helegiu. Dumneavoastră, asta ați înțeles că am spus eu? E vorba de curățare. Da, poți să o facem fără probleme dacă identificăm și avem și acordul celor care se pretind proprietari. Eu cred că... Da, poți să o facem cu mare drag. Da, m-am notat, dar altceva... Cele care există, primul rând, și apoi pe domeniul public. Dar să avem și acordul proprietarilor, că toate au avut un proprietar, vă spun eu că așa? Nu, am spus cele care sunt pe domeniul public. Doamne, eu am văzut caz în Delenia, nu zice ce, dacă vine careva să ia apă de aici și dau un cap. Ce să faci? Am înțeles. E făcută de bunicul și de nu știu cine. Și pun de ziua acolo, da, e acolo, că e făcută de bunicul. O fundați, eu nu vreau să mă fac cu mine. Da, unde avem posibilitatea, intervenim și dacă putem, fără nicio problemă, fără nicio rezervă. Sau găsiți dumneavoastră o altă soluție temporară până când va fi gata această rețea de apă. Da. Bun, mulțumim. N-am terminat. Mai am o problemă care mi-a fost semnalată și mi s-a propus o ridic în Consiliul Local de către o persoană din comună, domnul Magdalina, pe portul la care l-ați deschis la ieșirea din Helegiu pe partea dreaptă, aveți autorizație? Da, doamna Gelu. Puteți să mă prezentați? Neastră, acum? Nu, zic în cel de la ședința următoare. Da. Cum să nu? Nu, pentru că eu am văzut da, am înțeles de la ISP da, un proces verbal. Da, am spus da. Eu am văzut de la ISP un proces verbal de control care vă privește, care spune că nu aveți autorizație de construcție acolo. Nu, doi. Doamnă. Doi, nu, ați obținut-o întrebări. Bun. Doi, care este distanța între cortul în care dumneavoastră faceți petreceri și prima locuință? Ce distanță este între un cort în care dumneavoastră organizați petreceri da. Și prima locuință? Ce distanță este? Este o distanță legală. Cât? Cât este acolo? Să fiu și o rotăcioasă, ce distanță între mine și ce pe-ar face? Nu, no, dar nu s-a venit. Aici auziți? Auziți? Nu suntem răi și vă rog. Foarte răi, doamne, foarte răi suntem. Foarte răi suntem. Până aici, sunteți foarte răi. Bun, de dumneavoastră puneți egal. Și vă spun altceva, dumneavoastră nu trebuie să vă prezint nimic. Dacă spuneți de-a temeiul legal, care trebuie să vă prezint dumneavoastră ceva. Nu mie, nu mie, Consiliul Local. Da, nici atât. Nici atât. Bun. Întrebarea este, dumneavoastră spuneți egal între o construcție din beton, poate antifonată, poate hermetizată, fonic, da, și o construcție din plastic, da, un cort, e același lucru, credeți că persoanele care stau acolo în proximitatea dumneavoastră, sunt și eu să doamnă, din păcate sunt reclamați doar la cei care nu stau acolo. Asta e situația. Dar știți treaba asta sau nu știți? O știți sau nu știți? Dacă nu știți, nu mai vorbiți, treceți la următorul punct. Păi tocmai... Tocmai despre asta spun. Că nu știți. Tocmai despre asta spun și mi-a urmat documente. Vă place să faceți zăzare. Deci, domnul Mădălina, eu vă spun că am văzut un proces verbal de control care vă plăcește. Care vă privește, în care un cetățean care v-a reclamat și care a spus că nu știe ce să mai facă. Dar nu trebuie să dați dumneavoastră sub hotelul, doamne. Lăsați, sunt căi. Și eu la fel, nu trebuie să dați dumneavoastră sub hotelul. Sunt căi legale care poți să acționezi, că e problema. Dar dumneavoastră aici, până nu știu ce, gata faci să nu. Tu m-am întrebat pentru că o persoană... Nu m-am întrebat să afară... Știi, de ce de afară? Știți că noi, consilierii locali, trebuie să acordăm audiență? Păi da. Și asta este una din probleme care mi-a fost întrebată. Și acordați audiență, întrebați-l pe domnul primar, are autorizație, are voie să funcționeze acolo în acele condiții? Da, nu este normal. Nu este normal, domnul viceprimar. Da, așa. Și dacă începeți cu sfidarea și cu aroganță, să știți că nu este ok. Eu nu vă spun, nu. Noi astăzi sunteți cea care sunteți perfecte și în tot ceea ce ați făcut. Dar nu despre mine
este vorba. De cum este vorba despre mine. Este vorba de o problemă care a fost semnalată de un cetățean și care vă privește și pe dumneavoastră. Și pentru care eu, consilier, vă rog să-mi formulați un răspuns. Dacă există autorizație de construcție și dacă aveți voie să desfășurați acea activitate în acele condiții. Nu, vă întreb aprobarea la dumneavoastră. În acele condiții. O să faci doar demersul, o să obțineți una aprobare de dumneavoastră. Următorul punct. Eu așteptați-vă. Și eu am fost întrebat dacă am încercat să aduc 3 sticlie, dacă am autorizație. Așa e, domnul. Cu 5 că zești și noi, cu 5 că zești. Eu am încercat să aduc și eu 3 sticlie. Hai să cei evaluatoare sociale. Hai să cei evaluatoare toți, ajutoare sociale, asistenie. Și o să mai facem nimic. Da, dar nu, dacă... Pe dumneavoastră, domnul, o prea deranjează, doamna, cu ce apuc. Trebuia să pună aia aici, domnule, prin măsură de astea, încercați să, dumneavoastră să sfidați, să-i sfidați pe ceilalți și nu până să-i singură. Au mai fost și alții, sau altul care face servicii funerare și se plânge că nu mai poate de domnul Geabuc și de doamna. Și dumneavoastră a fost spectacol făcut din soțul dumneavoastră pe cea activitatea care o faceți, vorbiți de sfidare. Când îi racolați din curtea spitalului. Pe eventuale clienți. Și spuneți de alții ce activități fac deci, ilegale. Pentru cei care nu locuiesc aici. Deci, domnule, ce legătură are? Păi are legătură strânsă. O legătură strânsă. Nu mai puteți dormi din grijă altfel. Domnule, ce legătură are firma mea cu faptul că dumneavoastră, viceprimar, în executivul comun, exemplu pentru societate, nu avea voie să mai vândă nimeni decât dumneavoastră. Încărcați legea. Eu cred că ar trebui să ne ajutăm unii pe alții, toți în această comună, să nu căutăm, numai să băgăm strâmbe. Dacă se poate așa, vreau, numai ce-i place, doamna ce-i vrut să descurce. Doamne, ce vă place dumneavoastră să se întâmple în comună? Asta atâta e bine. Dar nu mai puteți depiniți de necazurile comune, atâta timp când rușiți, vă fi nici nu locuiți în comună, doamne. Serios? Serios, nu ăsta e scopul dumneavoastră. Dar scopul dumneavoastră nu a fost decât să vă ajutați dumneavoastră, nu comuna și nu comunitatea, doamne. Asta e spune. Dumneavoastră care este? Care a fost primul scop? Eu să descom comuna asta, doamne. Să vă luați mașină. Spre nebucuria dumneavoastră, spre nefericirea dumneavoastră, o să avem, deja o să fie publicat în monitorul și alimentarea cu gaz pe elegiu, doamne. Vedeți? Lucrul la care dumneavoastră a dujat foarte mult când a fost primul noastră viceprimar. Este meritul dumneavoastră? Hai, nu, al dumneavoastră este. Exact. Este meritul dumneavoastră pentru asta? Dar cum să nu v-am dat cine am dat? Puteți să trebuiți mașină, domnul Vice, ca să vă faceți cumpărăturile și aprovizionarea. Și mă fie rușine, n-am vrut niciodată la acolo să vă puteți mașină. Numai eu de câte ore v-am văzut, să-mi fie mie rușine. Dumneavoastră ați văzut electorații, vă vedeați toate neamurile la București, în altă parte, și la spital, și la plimbări cu mașinile la TV. Deci, domnul viceprimar, nu știu ce credeți acum. Domnul Zărnescu, vă rog. Dumneavoastră ați încheiat. Nu, nu, Da, bun, ați venit la noastră la cuvânt. Domnul Stoica? Da. În legătură cu propria care va bine. Tu? Propria care sunt cu adevărat acolo. Da. Am semnalat situația asta de mai mult timp. 2 ani de zi. 2. Și noi avem cu pregătirea. Peste 2. Și noi vrem. Dar avem cu pregătirea și noi. Eu știu sigur că acolo a fost... Pantelenii scrate. Cred că la poarta mea 10 roabe de sort băgate. Și tot fuge. Deci tot acolo se duce jos. Acolo dacă se duce cineva, intră cu totul, nu mai iese. A fost o susținere de domnul primar la o firmă de asfaltare. N-am de părți așa... Nu știu ce motiv este, n-au reușit să vă. Deci cu siguranță vor fi realizate. Deci se duce cu totul. Altceva, domnul Stoica? Altceva? Da? Bun. Mulțumim, bun, da? La mine, când te-ai zis că acum la Mătila, se tot mănânc asfaltul ăla. Cu cine ar trebui să vorbim? Cu drumurile publici? Puteți să facem noi ceva în față la mine, eu pun balast mereu. Dar cum pleacă mașinile, deja a început să rupi din asfalt. În intersecția mare. Zici că se rupi din asfalt de la ADN? Da. Nu știu ce ar trebui. Dar asta acolo, că tot se rupe, tot se rupe. Apa merge lângă asfalt și...
Până în drum și se face șanță. Nu, 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 nu